vrea să venim înaintea Domnului în rugăciune și mai apoi vom lăuda pe Domnul cu toții împreună pentru o cântare. Doamne, îți mulțumim pentru această dimineață. Îți mulțumim pentru căci în seara care a trecut, în toată lumea unde numele Tău este vestit, au fost oameni care au mers la case ca să ducă ca și îngerii o veste bună celor care sunt beneficiarii ei. Îți mulțumim pentru toate glasurile care aseară au răsunat pe la casele noastre ca să ne aducă vestea cea bună și să ne reamintească și să imprime mai bine noi această realitate. Că Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său cu un scop precis, ca să fie salvatorul lumii, salvatorul fiecăruia dintre noi. Vrem, Doamne, să ne bucurăm înaintea Ta în această dimineață, să glorificăm numele Tău și acea prezență Ta să umple, Doamne, adunarea și inimile noastre. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Ocupați, vă rog, locurile și să mai lăudăm pe Domnul cu toții împreună printr-o cântare. 364 numărul cântării. 364. Și surori, am petrecut aseară o seară minunată. Copiii au plecat la repetiții și mai apoi la colindă și eu cu soția am rămas acasă și după ce s-a făcut întuneric și am terminat treaba pe sus, ne-am dus în basement, am pornit fireplace-ul și am pus un DVD cu grupul Speranța, cu colinde și cu atmosfera de Crăciun și așa era de frumos, mergea fireplace-ul, jucau flăcările. Noi ne uitam la colinzi de Crăciun și la atmosferă de zăpadă și de iarnă și a fost o seară așa de minunată și era ce era special, că așteptam colindătorii și
când stai la foc, asculți colinzi și știi că din oră în oră poți să vin să colindătorii, așa o așteptare fericită, așa o așteptare cu anticipație și e cultura în care am crescut, e lucru frumos pe care îl avem și după ce au intrat colindătorii în casă, mi-a venit o idee să pun legătura cu mama rapid, că era 7 dimineața și le-am pus să asculte corinzile. Și mai târziu am sunat și le-am spus, ați auzit? Face, da, am venit și eu și taicătoși curgea lacrimile la noi pe obraj, că am auzit așa de clar colinda. Și face, de ce ne-ai frustrat și atâția ani când au venit colindătorii, nu ne-ai pus în legătură, indiferent cât e ora de noapte, să ascultăm ce frumos cântă și să vedem că și voi acolo, într-o lume departe, vă închinați și mulțumiți Domnului și țineți lucrurile care sunt de valoare, pentru că vestiți nașterea Domnului. Amin. Și dacă Domnul ne mai dă harul să avem colindători și la anul și pe ei și pe noi să fim în viață, cu siguranță că fiecare an voi face legătura, ca să zic, indiferent ce oră e noapte la Arad, vrem să ascultăm colindul. Ei sunt în România, dar pe ei nu-i colindă nimeni, nu vine la ei nimeni. Și ce au auzit că se întâmplă? Era ceva deosebit. De aceea îndemn pe tineri să țină acest lucru bun, pentru că e o satisfacție în slujire și o bucurie pentru cei slujiți. Amin. Amin. Ne bucurăm să-l revedem pe fratele Deda, Domnul să-l binecuvânteze și să-l întărească în sănătate și în tot ceea ce are nevoie. În dimineața aceasta, ca și moment special, grupul bărbătesc va un pic mai târziu va lauda pe Domnul cu o cântare. După masă vom avea acel timp special care îl avem în fiecare an, și anume timp special de închinare prin cântare, și punctul final va fi împărțirea micilor cadouri copiilor și tinerilor bisericii noastre, care reprezintă o amintire că, așa cum știm cu toții, Dumnezeu la un moment dat în istorie, după expresia Scripturii, a dăruit, a dat, fără să aștepte vreo plată pentru asta, fără să aștepte ceva înapoi, a dăruit de bunăvoie pe singurul său fiu, ca să ne dăruiască, nu un cadou de care ne folosim și ajunge la groapa de gunoi mai devreme sau mai târziu, ci ne-a dăruit un cadou care să ne fie de folos veșnic. Amin. Haideți să lăudăm pe Domnul cu o cântare, timp în care dăruim Domnului și darul nostru de bunăvoie. După ce vom dărui Domnului darul nostru și vom citi cuvântul și ne vom ruga, grupul bărbătesc va lăuda pe Domnul cu o cântare și mai apoi voi avea câteva gânduri din Scriptură. 370 numărul cântării. 370. Și dacă este timp și tinerii va cânta o cântare sau două. Okay. Yes.
Da, Domnule. Da, Domnule. Te rugăm, Domnule. Mulțumim, Domnule. Te rugăm, Domnule. Amin. Deschidem cuvântul Scripturii la pagina 689. După ce voi citi cuvântul Scripturii, cum doresc frații noștri, fie grupul bărbătesc sau tinerii, pot să înceapă slujirea. Căci Isaia 9:6, pagina 689 în Bibliile românești, Isaia 9:6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. Amin. Ocupăm locurile. Yeah.
Aleluia, aleluia.
Aș dori în dimineața aceasta, frați și surori, să medităm cele 5 lucruri care ni se spun despre un copil care ni s-a născut și un fiu care ni s-a dat. E aici o sumedenie de calități. El va fi în primul rând minunat, pe urmă sfeșnic, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșniciilor, Domn al păcii. Aș vrea să ne uităm la o singură calitate în dimineața aceasta, și anume de sfetnic. Și dacă eventual poți să scrii pe computer ce înseamnă în engleză sfetnic, și anume counselor, aș vrea să pui echivalent sfetnic egal counselor, ca să fie clar pentru tineri. E un cuvânt puțin arhaic și niciunul dintre ei probabil nu știe ce înseamnă aia. Iisus ca și counselor, ca și sfetnic. Isaia anunță naștere, dar e ceva interesant aici. Cele mai multe anunțuri despre copii se întâmplă după ce copilul vine pe lume. După ce copilul se naște, se pune mâna pe telefon sau se anunță verbal. În familia noastră s-a născut un copil. Însă Isaia face anunțul cu sute de ani înainte. Interesant. Copilul acesta, noi de obicei punem un nume și mai punem și a doilea. Părinții mei au dat două nume. Eu la copiii mei am dat două nume. Acum nu știu de ce. Acum stau și mă gândesc, când sunt mai bătrân, de ce nu ajunge un nume? Că dacă acum aș mai avea copii, dacă aș mai fi acum tânăr, parcă le-aș pune numai unul, că tot nu le zic niciodată pe a doilea. Dar eu așa a fost de mult. Nu foarte de mult. Pentru că bunicii mei n-aveau două nume niciunul. Numai de la noi a început obiceiul ăsta, din anii 60-50. Acum, de ce 5 nume? Că dacă mie mi se pare că și două nume care le-am pus nu era nevoie. Păi aici Domnul Iisus îi pune 5 nume. De ce? Pentru că în vechime numele nu era ca să sune frumos. De ce m-a zis mama Cornel? Habar n-avea ce înseamnă în latină, că rădăcina e dintr-un nume în latină. Că dacă știa ce înseamnă, nu-l punea. Înseamnă corn în latină. Din rădăcina cuvântului ăsta vine. Dar suna nice și atunci am ies așa. În vechime, numele avea legătură cu descrierea persoanei. Totdeauna în vechime, numele spunea ceva personal despre persoană. Aduceți-vă aminte când a schimbat Domnul caracterul lui Iacob, care spunea ceva despre el, că era șmecher, însemna în limba ebraică înșelătorul, șmecherul. Când i-a schimbat Dumnezeu caracterul, nu se mai potrivea numele să-l strigi, hei, înșelătorul, pentru că el nu mai era înșelător, că Domnul i-a schimbat viața acolo unde zice că s-a luptat cineva din cer cu el până dimineața, până la revărsatul zorilor. Și i-a făcut ceva, l-a frânt. Și când Dumnezeu ne frânge, ne frânge spre binele nostru, să ne schimbe viața. Și pentru că caracterul lui, numele lui nu mai reprezenta caracterul lui, știți ce spune Domnul? De azi înainte nu te vei mai numi Iacov, te vei numi Israel. Pentru că pe tine nu te mai caracterizează șmecheria, înșelăciunea și minciuna. Caracterul tău este schimbat și de aceea îți voi da un nume nou. Și aici despre Domnul Iisus ne se spune că are 5 nume. Și astea 5 nume, înțelegem că reprezintă descrierea persoanei lui. Și pentru că am vrut să pun baza în privința aceasta, de ce 5 nume? Pentru că nouă ni se pare ridicol să punem la un copil 5 nume. Poate spaniolii pun 5 nume, câteodată când ne spune unul numele e jumătate de pagină. Exagerez puțin, dar au toate multe nume. Fiecare prezintă ceva din lucrarea Domnului Iisus. Acest copil va avea mai multe lucrări. Lucrarea principală e de mântuitor, de salvator. A venit să te salvezi, dar nu numai asta. El face mult mai mult. Asta e cel mai mult.
dar face mai multe lucrări pentru tine. Și lucrarea la care își vrea să mă refer e lucrarea de sfetnic, de counseling. Unul care îți dă opinia lui pertinentă și obiectivă și valoroasă. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, îl vor numi minunat, îl vor numi sfetnic. Ama, noi ne putem gândi. Poate are nevoie de sfaturi unul care nu e așa bine pregătit, unul care nu prea umbla la școală, unul care nu știe să descurce, unul care are, dacă i-ai luat testul de inteligență, ar fi mai jos sau ar fi mediu. Aduceți-vă aminte însă ce se spunea despre Solomon, că a fost cel mai inteligent om care s-a născut pe lume. Și cât timp a umblat și și-a calculat viața bine și a trăit o viață frumoasă, cât timp a ascultat de Domnul, că spune că mai târziu, când a mai îmbătrânit, s-a depărtat de Domnul din cauza nevestelor lui și a început să facă prostii mari. Cum a putut Solomon să facă prostii mari în viața lui, că doar era foarte inteligent, era super de inteligent, era teribil de inteligent. Dacă nu ai sfatul Domnului în viața ta și în viața mea, poți să ai coeficientul de inteligență numărul 1 din lume dacă ai merge la teste. Și totuși vei face gafe mari și prostii în viață și eu voi face gafe mari și prostii în viață, lucruri care chiar nu, câteodată nu se mai pot repara, pentru că a fost o vreme în viața mea când n-am ascultat de Domnul. De aceea, unul din calitățile Domnului Iisus este de sfătuitor. Noi îl avem în primul rând nevoie de el ca salvator, ca să fim salvați. Dar după ce am fost salvați, avem nevoie ca să ascultăm sfatul lui, să ascultăm călăuzirea care ne-o dă el. Și în primul rând să cunoaștem toate cuvintele lui. Frați și surori, eu citesc Vechiul Testament și nu consider că Vechiul Testament nu e așa multă și clară și învățătură ca nouă, exact egale, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Dar ce vreau să vă spun? Citesc o dată Vechiul Testament până la jumate. Mă duc în Noul Testament, îl citesc tot. Am un semn în Vechiul Testament și pe urmă mă duc mai departe de la jumate până la capăt și pe urmă din nou citesc o dată Noul Testament. Deci până citesc Vechiul Testament din capăt în capăt, mă opresc la mijloc și mai citesc o dată în plus Noul Testament. Pentru că, de ce? Acolo am cuvintele Domnului Iisus și vreau să le știu pe de rost. Tot ce spune Domnul Iisus, tot ce învață Domnul Iisus, pentru că alea sunt sfaturile Lui. Și dacă vreau să-mi trăiesc viața cu înțelepciune și dacă vreau să-mi călăuzesc viața cu înțelepciune și pe cei care depind de mine din familie să-i călăuzesc cu înțelepciune, trebuie să fiu îmbibat, trebuie să trăiesc în atmosfera și în stilul de viață a Domnului Iisus, pentru ca viața Lui să devie propria mea viață tot mai mult. De aceea avem nevoie de El ca sfătuitor. Și aș vrea să dau două exemple din Vechiul Testament. David nu era un om prost. David era un om inteligent, vedem din ceea ce a scris. Dar venea peste el momente în viață în care intra în criză. Și unul din momentele în care el a intrat în criză a fost atunci când s-a întors în cetatea filisteană, unde a fost găzduit, pentru că armata filisteană nu l-a acceptat în rândurile ei și a găsit cetatea arsă, familiile filistenilor, inclusiv familiile lor, luate toate în robie. Și spune că au început să plângă toți, erau vreo 600 de evrei și, pe urmă, ei au început să se enerveze. Și au plănuit să-l omoare pe David cu pietre, că au zis că el e sursa nenorocirii lor, că au rămas fără copii și fără neveste. Că el a plănuit ieșirea aia din cetate la momentul nepotrivit, exact atunci când au venit cetele de prădători amăleciți. Și spune că David era într-o mare strâmtorare și vreau să-l omoare cu pietre. Na, mai găsește o soluție ca să ieși de aici. Na, mai descurcă-te. Te mai ajută înțelepciunea, te mai ajută școala, nu te mai ajută nici educația, nici gradul de inteligență, nimic. Că ei erau determinați să-l omoare. Și spune că a făcut David ceva în momentele alea de criză. A avut nevoie de un sfătuitor. Și pe sine s-a îndreptat gândul lui. Spune că a întrebat pe Domnul, ce să fac?
cum să procedez? Și Domnul i-a zis, ia-i pe toți ăștia nervoși și du-te și urmărește ceata de amaleciți, că îi vei ajunge, îi vei distruge și vei lua toate familiile înapoi. Și dintr-o criză în care nu știa cum să iasă, dintr-o criză care nu știa cum să o rezolve, nu l-ajuta nici experiența, nici gradul lui de inteligență, nici educația, l-a scos sfatul Domnului. Dragii mei, fără sfatul Domnului, în primul rând în Scripturi și în a doilea rând în călăuzirea personală, nu vom putea da de capăt niciodată. La unele probleme dăm de capăt singuri. Nu vom putea da la toate problemele vieții de capăt și la care nu vom da, alea vor veni peste noi și ne vor trage în jos și ne vor face mari probleme. De ce avem de nevoie de El ca și sfătuitor? Și mai dau un exemplu din Vechiul Testament negativ, ăsta a fost pozitiv. Saul. Saul a început viața frumos. A fost unul care iubea pe Domnul și a început să umble cu Domnul. Și spune cuvântul că la un moment dat Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste Saul și a fost schimbat într-un alt om. Dar s-a întâmplat ceva, a intrat invidia în viața lui. Tot timpul îi se părea că nu cumva cineva să fie mai șef ca el, nu cumva cineva să fie mai băgat în seamă ca el, nu cumva cineva să fie mai apreciat ca el, și devenea gelos. Și la un moment dat comenta că uite, se cântă pop music pe stradă și noua cântare din pop music, din folk music e David a bătut, a învins zeci de mii și Saul numai mii. Și din momentul ăla în care a intrat invidia în viața lui, a intrat încă ceva. A intrat un duh rău, ne zice Scriptura. Atenție la invidie, atenție la dorință de întâietate, atenție la dorință de slavă, de șartă, de mărire, pentru că pot să intre duhuri, influențe de duhuri rele în viața cuiva, prin gelozie, prin dorință de întâietate, prin... Dacă cineva suferă că nu-i băgat în seamă, asta e mare problemă, că înseamnă că e iubitor de slavă, de șartă. Nu oamenii trebuie să ne bage în seamă, frate și surori, trebuie să ne bage în seamă Domnul. Și asta suntem asigurați că suntem... Zice, suntem lumina ochiului lui, așa zice în Scriptură, că așa e important suntem. Cine se atinge de voi, zice cuvântul, se atinge de lumina ochilor mei. Păi dacă așa mare ești înaintea Domnului, ce-ți pasă cu un muritor care mâine nu mai e? Nu-ți dă cinstea care se cuvine sau mai știu eu ce. Și asta a fost problema cu Saul. Dar a venit un moment de criză în viața lui. A pierdut bătălia cu filistenii. Și știți pe cine s-a îndreptat Saul, de cine și-a adus aminte Saul când, da, acum, ani de zile, el nu și-a mai adus aminte de, a făcut tot ce a vrut el. Și-a adus aminte de Domnul. Știți când și-a adus aminte de Domnul? Când datorită consecințelor că a făcut numai după capul lui și numai cum îi plăcea el. Nu puteai să-l contrazici, devenea nervos. Dacă îi spunea ceva, că odată era la masă cu Ionatan, cu fiul său, Saul, și... I-a zis ceva Ionatan în apărarea lui David și una, două i-a sărit țandăra și s-a luat de copil. Deci el nu accepta sfătuire, că de aici suntem, că copilul ăsta va fi counselor, sfătuitor, nu accepta sfaturi. El știe mai bine, cum zice el așa să se facă, nu accepta să fie contrazis. Și când trăiește așa, e drumul sigur spre ruină, spre distrugere. Sigur, el n-a murit în anul ăla, n-a murit în luna aia de când a început să... dea cu piciorul în podele, să dea cu pumnul masă, că nu așa cum vreau eu, nu așa, să certa cu toată lumea, cu familia, dacă nu era de acord cu el, îl ura pe David. Dar într-o zi, pentru că trăia așa fără să ia sfat de la Domnul, a mers din rău mai rău. Dar peste el necazurile n-au venit într-o zi, a trecut ani de zile în care până s-au arătat roadele umblării lui. Și într-o zi pierde bătălia cu filistenii și știe că sfârșitul e aproape, vede armata filisteană și spune cuvântul că atunci și-a adus aminte de cineva. Și-a adus aminte că nu-l mai ajută înțelepciunea și experiența lui. Zice că a întrebat pe Domnul, dar ce s-a întâmplat? Domnul nu i-a răspuns. Pentru că nu poți după ani de zile în care faci ce vrei, în care umbli după întâietate, după slavă deșartă, în care ești gelos și invidios și plin de răutate, gata, ți-aduce aminte de Domnul și gata, s-a rezolvat tot. Nu. Spune cuvântul că Domnul nu i-a răspuns. Deloc. A tăcut. Tăcerea lui Dumnezeu e groaznică când ești în necaz.
datorită neascultării, că și la Iov i-a tăcut, dar nu datorită neascultării, aia e alt caz. Și ce a făcut atunci? Că avea nevoie de sfat, simțea că el nu mai e în stare să controleze situația. Spune cuvântul că s-a dus la vrăjitoare. S-a dus la vrăjitoare să-i ceară sfatul. Frați și surori, vin momente în viață în care nu ne mai ajută nici experiența, nici inteligența, nimic, nici școala. Avem nevoie de Domnul ca să ne călăuzească, că nu știm cum să ieșim de acolo. Dar cum ne găsește momentul ăla de criză când vine? Ne găsește aproape de el, pe David l-a găsit aproape de el și Domnul i-a dat sfat. Uite cum să ieși din situația asta în care nu mai aveți nici soții, nici copii și nu știți dacă mai trăiți, nu știți dacă mai puteți recupera. Uite, zice Domnul, vă spun eu soluția cum să faci, David, și l-a scos Domnul din criză. De ce? Pentru că cu o zi înainte Domnul a fost în inima lui David, cu o săptămână înainte Domnul a fost în inima lui David și când David s-a rugat, Domnul i-a dat sfatul lui și călăuzirea lui. Când Saul s-a rugat, nu i-a dat nimic și a ajuns pe mâna vrăjitoarelor care i-au nenorocit viața. Deci, dragii mei, avem nevoie de acest copil, în primul rând, ca și mântuitor, dar în al doilea rând, avem nevoie de el ca și sfătuitor, ca și consilier. Pentru că vin crize în viață, frați și surori, în care noi nu mai putem controla lucrurile. Sunt situații prin care trecem, în care nu ne mai ajută nimic din ceea ce știm noi. Ce facem atunci? Și aș vrea să mergem și dacă putem pune câteva versete în Scriptură, Matei, capitolul 8, cu versetul 25. Și anume, răspunsul la când înțelepciunea ta nu te mai poate ajuta și nu trebuie să apelăm la Domnul numai că nu mai știm ce să facem. Ucenicii erau în barcă și ei știau cum să conduce o barcă. Ei știau cum să vâslească, ei știau cum să pună pânza ca să bată vântul frumos. Au petrecut mii de ore pe apă și aveau experiență și de la un moment dat experiența nu le-a mai ajutat la nimic. Toate miile de ore de antrenament la barcă și la apă au devenit zero într-un moment dat în care a venit o mare furtună. Și ce au făcut atunci când au simțit că nu se mai descurcă și că pierde situația sub control? Zice că s-au îndreptat înspre Domnul Iisus și au spus, Doamne, scapă-ne, că perim, Doamne, ai Tu o soluție pentru noi, că noi nu mai avem nicio soluție, cu toată experiența noastră, cu toată, că jumate de noi avem geaburi în care suntem specializați în umblat, pe apă, în pescuit, în tot, nu mai știm ce să facem. Doamne, scapă-ne, că perim. Și Domnul i-a scăpat, pentru că erau aproape de El. Dragii mei, când situația scapă de sub control, avem un consilier și un fiu ni s-a dat și cu acest scop, ca să ne fie consilier, să ne fie sfătuitor și să ne învețe ce să facem în diferite situații. Dragii mei, aș vrea să vedem câteva, cât de accesibil este acest sfătuitor. Oamenii merg la counseling. Nu știu dacă e pe bani counseling-ul, dar cu siguranță e cu appointment și e cu oameni specializați care se ocupă de asta. Și nu poți să mergi când vrei. Nu poți să mergi la orice oră din zi sau din noapte. Trebuie să ai appointment, trebuie să ai un loc specific și să ai o oră specifică. Dar ce aș vrea să vedem, acest sfătuitor este disponibil pentru toți. Aș vrea să vedem disponibilitatea lui. În primul rând, începem cu cei mai mici. El e disponibil pentru copii, de aceea copiii trebuie încredințați în mâna Domnului. Copiii trebuie să crească și să-L cunoască pe Domnul, pentru că au nevoie de Domnul Iisus ca să-i sfătuiască. El a spus așa, lăsați copilașii să vină la mine. Deja copiii trebuie îndemnați și motivați înspre Domnul Iisus. El ca și sfătuitor este disponibil pentru toți și pentru săraci și pentru bogați. Astăzi un consilier poate să nu fie disponibil pentru oricine. A venit la el orbul Bartimeu și a rezolvat problema. Orbul Bartimeu era cerșetor, era în zdrențe. S-a apropiat de Zacheu care era bogat și a rezolvat problema. A fost disponibil față de toți copiii, săraci, bogați, disponibil față de toți păcătoșii. Când a făcut o minune și s-au umplut plasele de pește,
Petru s-a apropiat de el, a căzut în genunchi și a zis: pleacă de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. E disponibil pentru orice păcătos și eu și tu, toți ne calificăm ca să-L avem de sfătuitor. Și ce e un lucru minunat la el ca și sfătuitor, ca și counselor? Este că are răspunsuri pentru fiecare. Preoții în templu i-au pus întrebări. Oamenii cei mai experți în domeniul religiei au stat de vorbă cu el și a răspuns la toate întrebările lor. A venit la el, spune cuvântul Ioan 3, un om educat. A venit un fruntaș a iudeilor ca să-i pună întrebări. A venit Nicodim și Nicodim a primit răspuns la toate întrebările lui. S-a întâlnit cu femeia samariteancă și femeia samariteancă avea întrebări. Doamne, am auzit că vine Mesia. Doamne, dăm o întrebare. Unde trebuie să ne închinăm? Pentru că avem o controversă cu iudeii. Ei zic la Ierusalim, noi pe muntele Samariei. Care e adevărul? Și are ceva să-i spună Domnul acestei femei care are întrebări, are pentru ea răspunsul. În primul rând îi spune, ai auzit că vine Mesia? Da. Eu care vorbesc cu tine, eu sunt acela. Frați și surori, Domnul Iisus este răspunsul la umblarea prin viață. În fiecare zi te lovești de probleme. În fiecare zi trăiești prin dileme. Adesea te lovești cu probleme la care tu nu le poți rezolva. Ce facem în situații de criză? Ce facem atunci când nu avem răspunsuri? În primul rând, să ne biblicizăm, frați și surori, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, în mod special cuvintele Domnului Iisus, și în al doilea rând să cunoaștem Scriptura, pentru că Scriptura are răspunsuri la toate problemele vieții. Are răspunsuri, dar rezolvarea vine de la Domnul. Și asta înseamnă să ne biblicizăm, să ne umplem mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, să luăm cuvântul lui Dumnezeu dacă se poate în fiecare zi și să luăm în mintea și în inima noastră. Pentru că atunci când cunoaștem Scriptura memorată sau aproape memorată, știm care este voia lui Dumnezeu și Scriptura este sfatul, este counseling-ul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dragii mei, să-i ducem lui poverile noastre. Și niciodată, spune cuvântul, să nu ne credem singuri ce? Înțelepți. Ci totdeauna în smerenie să așteptăm rezolvarea făcându-ne partea noastră în același timp, că asta nu înseamnă că noi nu căutăm o soluție la problemă, dar totdeauna să ne rugăm, Doamne, soluția care vreau să o aplic să fie după voia Ta. Doamne, biruință, o aștept de la Tine. Aș vrea să mă apropii de încheiere și aș vrea să citim textul din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3 și 4. Domnul Iisus este sfătuitorul nostru și El vrea să fie sfătuitorul tău de la venirea ta în lume până când vei pleca în veșnicie. Dacă învață, versetul 3, dacă învață cineva pe oameni o învățătură deosebită, indiferent ce e, nu contează, islamism, political correctness, marxism sau toate ce nebunii mai pot să existe. Și nu se ține de cuvintele sănătoase, singurele sănătoase, restul totul e fals, totul e fake. Cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, ce este? Spune versetul următor, prima parte. Este plin de mândrie și nu știe nimic. Poate să fie expert în diferite domenii, poate să aibă specializări și doctorate, poate să știe toate conceptele filozofice din lume pe de rost. Dacă nu ține seama de cuvintele Domnului Iisus și de învățătura care duce la evlavie cineva, că e doctor, că e analfabet, spune cuvântul, este plin de mândrie și cine e plin de mândrie nu știe nimic. De aceea, dragii mei, în Scriptură avem acest fiu care ni s-a dat și una din calitățile lui, așa cum am învățat în dimineața aceasta, este sfătuitor.
consilier. Haideți să nu uităm asta, frați și surori. Și ori de câte ori este nevoie și mă gândesc în alt plan de idei zilnic, să deschidem cuvântul Scripturii și să-i spunem, Doamne, Tu ești sfătuitorul meu, Tu ești consilierul meu și vreau să mă îndrum, vreau să mă ajut să trăiesc viața în mod biblic, vreau să fiu un bărbat biblic, vreau să fiu o femeie biblică, vreau să fiu un tânăr sau o tânără bazat pe principiile Scripturii, ca să am o viață fericită, ca să am o viață de succes și ca în crizele și furtunele vieții să am certitudinea că Tu mă scoți din probleme. Amin. Aș vrea să ne ridicăm și un frate sau o soră să ne conducă în rugăciune și mai apoi vom încheia cu o cântare. Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Amin. Ajutorul Domnului, serviciu s-a încheiat, ne vedem după masă de la ora 5 în cadrul serviciului special pe care îl vom avea cu ocazia sărbătorii nașterii.